Învățăm desen și pictură cu Radu și Cristian, un proiect realizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț. Bună ziua și bine ați venit la lecția de pictură. Sunt profesorul Cristian Bistriceanu de la Școala Populară de Arte din cadrul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț. După cum am văzut, data trecută am abordat o temă rurală, o căsuță românească veche de secolul XIX. Astăzi vom rămâne în aceeași sferă tematică și vom aborda un peisaj. Subiectul acestui peisaj sunt niște căpițe de fân. Este un subiect clasic abordat de pictori cunoscuți, în special de impresioniști. Avem exemplul lui Monet, care a încercat să-l imortalizeze și l-a imortalizat, bineînțeles, cu succes în diferite momente ale zilei, Pissarro și alții. Să începem. Avem, după cum o să vedeți în imagine, avem de-a face cu două planuri, un plan apropiat și un plan îndepărtat secundar. Vom începe cu o schiță sumară. Figurăm, să măsurăm, să vedem proporția dintre cele două planuri. Figurăm planul din față. În fundal avem de face cu niște dealuri, niște munți. Vom încerca să le redăm contururile fără a insista foarte mult. Iar în planul în față avem căpițele noastre de fân. Ele reprezintă practic centrul de interes al picturii noastre, punctul asupra căruia se concentrează atenția privitorului. Avem aici o problemă de perspectivă. Figurăm la căpiță, iar aici avem un unghi de fugă, o axă. Aceasta este căpița din prim plan. În zona aceasta este un punct de fugă. De aici, înălțime prime căpițe, undeva aici. Și acum avem prima căpiță, a doua căpiță, trasăm axa, a treia căpiță și a patra. Reducem căpițele la niște forme geometrice, la fel nu intrăm în detalii. Defini formele ulterior prin culoare. A doua este mai bombată. Cât înaintăm în profunzime, practic, se micșorează distanțele și implicit mărimea. Iar cea de-a patra nu se vede atât de mult. Acum, aici avem de vegetație, tufe, un copac. Acest plan la fel avem un copac, iar aici pe această zonă vegetație.
umbre. În această zonă avem o umbră interesantă, o umbră aruncată de un de niște obiecte, să le zicem, din exteriorul cadrului, care nu apar în cadru, nu sunt umbrele căpițelor. Lumina venind de aici, aceasta este umbra căpiței, umbra căpiței acestea. Acum putem trece la colorat, vom lucra a la prima, tot în impasto, după cum v-am mai arătat, este o tehnică rapidă și avem niște texturi care le putem reda pentru un plus de plasticitate. Începem cu cerul. Lumina fiind puternică, nu trebuie să avem o culoare foarte intensă pentru cer. Putem folosi suprafața pensulei numai pentru a obține texturi. Practic vom încerca să lucrăm într-o manieră impresionistă. Divizat ușene. Număr. Vom folosi culori pastelate pentru că vrem să obținem niște efecte subtile. Aici figurează cerul care se vede prin răzișul copacului. Partea de sus putem folosi o intensitate mai mare a culorii, dar cu cât coborăm spre linia orizontului, mai luminăm. Zicem că am definitivat cerul, trecem la planul secund, acei munți care se văd. Ce avem nevoie de niște tonuri foarte subtile, vom folosi niște griuri colorate, ce avem nevoie și de puțin negru, stăcăm cu alb. Dacă nu am folosit negru și alb, țin niște culori stridente și fiind vorba de un plan îndepărtat, acesta nu poate avea intensitate. Ați văzut și în lecția de la lecția de pictură a colegului meu, v-a explicat cu stă treaba cu profunzimea și adâncimea într-un peisaj. Putem fi aici puțin liberi în exprimare, mai adăugăm niște tușe ușor colorate, violeturi, griuri, tocmai pentru a... zona de întrepătrundere a cerului cu planul în îndepărtare, e bine să o
figură puțin pierdută. Aici în frunzișul trecem la planul de după. Am folosit o lanță de bază, acest gri de violet, și după aceea vom vedea ce zone mai accentuăm. Să apară și niște umbre. N-avem de-a face îndepărtare cu un relief plat. Va trebui să aibă o tridimensionalitate. Adăuga și puțin verde. Că aici este o zonă mai luminată. Avem varianta să adăugăm tușă lângă tușă, dar și să revenim pe deasupra. Lucrând pe crud, nu putem face foarte multe reveniri sau intervenții ulterioare, deoarece culorile se amestecă la un moment dat prea mult și suprafața se îmbâxește, cum spun pictorii. Deci trebuie să fim preciși cu tonurile folosite. Îi observăm. Și voi folosi niște tușe oblice, puțin oblice, pentru a reda acest plan. Iar aici, pe această zonă, putem folosi și niște tușe ușor orizontale. Într-o manieră impresionistă, la fel, vom elimina detaliile și ne vom concentra pe esențial, forme, pe umbre și pe lumini. Putem să mai adăugăm această zonă niște tușe, după cum v-am spus, ușor colorate. Să definim relieful. O zonă de umbră. Creastă. Multă zonă de umbră. Planul de jos, la fel, niște zone îngrite. Putem intercala și aceste tușe mai închise pentru a sugera vegetația, copacii pe deal respectiv. Ce avem o culoare cam tensă, mai potolim. Acum să trecem la acest plan. Avem un
capac. Capițele putem să le abordăm la final sau concomitent cu restul peisajului. Interesează de la alternanța deschis-închis. Limitările ne putem face mai clar, mai ales în prim plan, între umbră și lumină. Dacă ați privit coroana unui copac, sigur v-ați dat seama, datorită dispunerii crengilor a frunzișului, există zone luminoase și zone umbrite. Asta încercăm să le dăm aici. Am folosit și niște tonuri calde. Siena roșcată. Deci putem adăuga mai multă culoare. Da, la fel. Amestecăm cu nuanțele răste anterior la umbre. Mai pentru a nu exagera cu intensitatea. Care ar fi cumva în prim plan și avea umbre mai puternice și culori mai puternice la frunziș. Această zonă care delimitează planul în față de cel îndepărtat numește vegetație. Nu o definim foarte clar. Adăugăm niște accente. Practic, noi folosim o manieră picturală, nu una realistă. De aceea redăm formele mai mult prin pete cromatice. În această zonă avem de-a face cu o umbră puternică. Avem varianta să folosim o umbră maronie, dar pentru un acord cu partea superioară am să folosesc umbră albastru violet. Să vedem. Aici avem zona cea mai închisă. Zona de penumbră vom figura cu nuanță roșie, să spunem, aici.
plăcere. Noi putem închide aici în partea de jos, albastru de pustia. Cum se vede delimitarea dintre planul în față și cel îndepărtat? Aceleași umbre, aceeași tonalitate putem acorda aici la această suprafață. Și bineînțeles în dosul capiței. Având culoare pe pensulă, pun și aici niște umbre. În subiectul principal al picturii putem folosi chiar niște culori mai vii. La următoarea avem o umbră mai îndepărtată, deci intensitatea va fi mai mică, observați diferența. Am grizat culoarea de bază. Ne ocupăm acum de umbra căpiței din prim plan. Ne folosim magenta. O pensulație verticală oblic, pe formă, cum urmărei forma capiței, tocmai pentru a-i vedea tridimensionalitatea. Și fiind în prim plan, avem nevoie și de să ne apară o textură pronunțată. Intensitatea este mai mare în partea de jos, contactul cu solul, putem amesteca și cu puțin negru. Obținem umbră mai închisă. Și jonglăm cu tuși albastru, violet. Atât trebuie să fim atenți în zona de trecere dintre umbră și lumină. Acolo nu vom mai avea aceeași intensitate. Folosesc și niște umbre chiar roz spre violet. Dar alternativ, ca să nu ne îndepărtăm, că nu vrem să ne ducem spre o zonă expresionistă sau abstractă, cromatic, să ne îndepărtăm de la figurativ, de la realitate, vom alterna culorile naturale care ar părea în mod obișnuit pe suprafața căpiței, niște umbre ușor interpretate. În realitate nu vom găsi neapărat violet, poate doar spre asfințit când umbrele se răcesc.
Acum să trecem la zonele luminoase. Am folosit o altă pensulă curată. La fel o nuanță de bază. Zicem ocru bej. Este cam ocru cu alb. Puțină umbră. Să obținem o nuanță oarecum neutră. Mai caldă. Îmi pun și puțin galben. Această manieră se apropie cumva de ce am evoluat. Un pictor foarte drag mie. Doar că nu o să folosim contururi așa puternice cum obișnuia el. Pentru a reda volumul, e clar că lumina va fi în această zonă, partea bombată și expusă soarelui. Aici vom avea o zonă oarecum neutră. Îi umplem suprafața și după aceea vedem unde mai punem accente. Deschis, respectiv închis. Deci ne ținem aici de la o greșeală. Tușele trebuie alternate. Și aici mă refer la culoarea lor, dar și la dispunerea pe formă. Sensul că nu trebuie să avem simetrie. De exemplu, nu trebuie să venim cu tușe ceva de genul. Pentru că nu obținem un efect plastic. Aici la fel mai pierdem aceste tușe. Avem o zonă de trecere între umbra puternică și zona de lumină. Folosită în această lucrare este destul de culori, este destul de limitată. Pământuri, griburi colorate, doar la umbre avem culori mai intense, pure. Când la prima cu tușe alăturate trebuie să fim atenți să nu lăsăm să se vadă din albul frunzei. Poate suprafețele să fie bine acoperite.
Vom vedea dacă îi mai adăugăm ceva. Parcurs. Trecem la cea de-a doua. Putem folosi două pensule alternative, una pentru umbre și una pentru lumini, ca să nu mai e nevoie de fiecare dată să le spălăm. Zona de umbră, pe intensitate mai mică decât la prima căpiță. Îl spunem și în partea de jos. Dacă am folosit o umbră de aceeași intensitate ca la cea din prim plan, nu vom mai reuși să obținem efectul de profunzime. Practic toate căpițele, deși diferă ca dimensiuni, s-ar situa vizual în același plan. De aceea vom alterna culorile. Acum să trecem la partea de lumină. Intensitatea la fel mai mică. Și textura putem să nu mai fie atât de evidentă ca la căpița din prim plan. Voi umple întâi suprafața și vom veni peste cu accente. Sunt niște culori intermediare. Și avem zona de lumină. Puțin albastru pe pensula, dar nu ne deranjează. Putem acum să acordăm cromatic prima căpiță cu cea de-a doua. Mi se pare că mai necesită anumite tușe. Dar la fel să nu încărcăm prea tare suprafața. Se observă diferența de vibrație între cele două suprafețe. Cea de-a treia căpiță. Intermediară, este că umbra cu culoare de la lumină. Deci putem să nu mai vibrăm la fel suprafața prea tare, să mergem pe textură mai limitată. Thank you.
ajuns să simt umbră. Aici am nevoie de o zonă mai neutră. Intervenim. Rezăm. Un lucru alternativ la pixel, cum vă spuneam. Chiar dacă tehnica se numește la prima, putem face intervenții ulterioare. Și ultima căpiță va fi cea mai ștersă, să spunem, contrastele mai mici. Observăm că se distinge prima de a doua și din planul îndepărtat în vârmet și vom veni cu o umbră tocmai ca să le delimită pe această zonă și cam atât pentru căpiță. Putem să mai accentuăm umbra. Și acum ne uităm dacă avem un acord între umbrele în succesiune. Am zis, intensitatea trebuie să elimineze în planul în față, în cel îndepărtat. Cred că am reușit să figurăm acest lucru. Trecem la planul sol, prelața pe care stau căpițele. Întâi voi figura, cum zis la început, aici sunt niște umbre, voi figura zonele luminate. Folosi verde, voi vedea deschis. Putem să avem și intensitate mai mare aici. Iar orientarea tușelor va fi orizontală, tocmai pentru să gerăm mai bine acest plan. Nu voi merge pe tușe genul căpițelor pentru că este un alt tip de suprafață. Respectiv iarba și o vom reda altfel. Și textura nu e obligatorie să fie atât de bogată.
acum trece la umbre. Aici. Prima avem umbră. Tensitatea mai mare în această zonă. Probabil este o pădurice sau niște copaci afara cadrului, proiectează aceste umbre interesante și ofertante cromatic. Aici avem planul se intersectează. Așa, și vom mai avea un plan deschis aici, care am uitat să-l fac, dar le face acum. Lucrăm cu vârful pensului mai mult, pentru că niște suprafețe destul de mici. Îți folosesc și pentrule mai mici, dacă nu mi se pare că aveți control, folosim pentrule mai mari, nu e nicio problemă, nu e greșit. Și în această zonă vom avea niște umbre, practic un verde cu violet. Este prea puternică nuanța, clar. Această zonă densitatea este mai mare, am folosit culoare pură, noastră e Prusia, violet închis. Trecem și la prim plan. Aici putem avea intensitate mare și tușele mai divizate, mai pentru a sugera că este un plan față cu mai multe detalii. Și puțin negru pentru un plus. Ora, să avem ora mai închisă. Pentru da, cum este bine. Observăm. Avem nevoie aici, la bază capiței de umbră mai puternică. Aici nu chiar. Și în această zonă, în prim plan, un închis mai puternic. Deci avem varianta să încercăm niște mici detalii în locuri, niște smocuri. Cumva trebuie să-i separăm zonele.
trebuie să exagerăm pe aceste umbre, textură, retare. În principiu am cam rezolvat aceste suprafețe. Acum avem de face aici un copac. Nu sunt foarte mulțumit de această zonă încă. Intensitatea prea mare aceste accente. Prea textură. Să trebuie să decupezi mai bine de fundal. Se delimiteze, scuzați. Și vom face și acest copac. Când mai imprim plan, putem folosi niște accente mai puternice. Dar nu vrem să ne concureze totuși pețile cromatic. Deci vom folosi tot nuanțe grizate, zone de umbră. Alternate cu cele de lumină, aici umbră, reptare. Să delimităm căpița. Acum se pare că se delimitează. În loc în loc culoarea cerului. Probabil nu părea frunzeșul nostru exagerat de compact. La fel ne ferim de simetrie. Acum, o privire de ansamblu. Mai avem aici un copac, să spunem. În fundal nu exagerăm cu detaliile. Observ că am sărit o zonă de mură aici. Trebuie să continui cumva și mă face ce nu. Un mic detaliu, trebuie să ținem doar mine umbră. Atât. Pentru că putem fi aici.
Cam atât pentru astăzi. Vom vedea ce facem data viitoare. Încercăm o marină, o altă temă, față de inspirația pe care o să o avem. Vă mulțumesc pentru vizionare!